Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul acestei frumoase campanii inițiată de editura Herald, Copilul Interior. Astăzi vom vorbi despre nașterea conștientă, antrenarea minții, corpului și inimii înainte și după naștere. Fiind vorba despre Mindfulness, o carte publicată în colecția Mindfulness, autoare Nancy Bardeic, și o avem alături de noi pe Simina Angelescu, psihoterapeut cu specializare în psihologie perinatală. Vom vorbi astăzi despre tot ceea ce înseamnă partea aceasta de copil interior și de traumele din copilărie, dar făcând cumva referire mai mult, așa cum povesteam noi puțin înainte de a intra în emisiune, povestim puțin despre viața intrauterină a copilului. Cât de important este ca mămica să fie ferită de eventuale mici episoade traumatice sau de anumite șocuri emoționale care ar putea interveni în cele, nu știu, 9 luni de sarcină. De asemenea, felul în care nașterea, recunosc, am aflat acest lucru în urmă cu câteva materiale, intervenții, că prima traumă pe care o suportă cineva este nașterea. Este prima, da? După care urmează și altele. Și atunci să vorbim și despre zona aceasta, plus faptul că mindfulness, tehnicile de mindfulness ajută foarte mult în viața noastră de zi cu zi, indiferent că vorbim despre job, relații de cuplu, relații cu părinții, cu copiii, dar iată și în procesul acesta al nașterii. Și cât de important este pentru viitoarea mămică să aibă această pregătire. Pentru că este foarte important, sunt importante de fapt foarte multe lucruri. Copilul să fie dorit. Da? Am aflat niște lucruri interesante până și legate de sexul copilului. Da? Faptul că părinții își doresc să fie fetiță și chiar vine o fetiță. Da? Iar dacă vine un băiat, lucrurile se cam schimbă. Și multe, multe alte lucruri care pot interveni în acest proces și pe care le vom afla pe parcurs. Bună, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur mult că vorbim despre subiectul ăsta care e foarte important și foarte necesar, aș spune, în dezvoltarea noastră ca ființe umane. Nu m-aș referi doar la părinți, dar în primul rând pentru părinți. Vorbeai mai devreme de naștere ca fiind prima traumă. Nașterea este clar una dintre cele mai profunde experiențe prin care trecem în viața noastră. Doar că n-ar fi chiar prima posibil traumatică, adică este important și știința a dovedit în ultimele 10 de ani, adică nu e ceva chiar de foarte recent, că viața intrauterină fundamentează dezvoltarea personalității fiecărui om. Ce se întâmplă chiar din momentul concepției. Adică putem vorbi și se vorbește chiar despre concepție conștientă, nu doar de naștere conștientă. Și te refereai la dorința de copil și cât de important e copilul să fie dorit. Sigur că atunci când avem o concepție conștientă a copilului nostru, este situația cea mai fericită. Și de aceea spun că subiectul ăsta este important nu doar pentru părinți, ci pentru toată lumea, pentru că cei care își doresc să devină părinți la un moment dat sau pot să devină părinți la un moment dat ar trebui să aibă informații și să cunoască lucruri cu mult timp înainte deja de a concepe și de a fi părinți. Deci cred că sunt niște informații absolut necesare care ne-ar fi de bine să facă parte din educație. Cum spuneai și mai devreme, ce bine era dacă mulți dintre noi sau părinții noștri, părinții noștri, ar fi putut să aibă acces la niște informații. Acum fiecare s-a descurcat cum a putut. Fac o mică paranteză, că în orice glumă există un sâmbure de adevăr și mi-a plăcut ce ai spus tu mai devreme de a fi conștienți și de momentul concepției copilului și cât de important este să fie dorit. Mă gândeam
uite, ce important ar fi ca cei doi parteneri să fie mindful în momentul concepției. Sigur, e situația cea mai fericită. Da, ziceam că ființa umană începe să existe chiar după concepție, adică nu este doar o bucățică de corp care începe să se structureze și după naștere capătă un psihic, să spun așa. Deja există elemente încă de pe parcursul sarcinii. Bebelușul se dezvoltă pur și simplu treptat, astfel încât undeva deja de pe la 5 luni toate capacitățile senzoriale sunt perfect funcționale, mă rog, mai puțin văzul, care încă nu este pus în acțiune, să spun așa, dar este dezvoltat și creierul se dezvoltă și există memorie prenatală. Și în toate, având și fiind conștienți de toate lucrurile astea care sunt dovedite științific, putem să avem siguranța și încrederea că tot ceea ce trăiește copilul în timpul vieții intrauterine și ce trăiește mama însărcinată are un impact. Corect. Eu n-aș vrea să insistăm foarte mult pe să se creeze o presiune, pentru că de multe ori părinții sau viitorii părinți au și o reacție un pic de apărare, pentru că informația asta uneori vine ca o presiune. Tot ce faci are impact asupra copilului tău. E foarte greu de dus o astfel de informație. Da, pentru că îi responsabilizează foarte exact. Mult și o resimt exact. Ca pe un soi de greutate, de povară. Și Doamne, trebuie să fiu atât de atent cu... Exact, da. Sunt mame, viitoare mame, care aproape că nu mai pot respira, fiind atât de conștiente de faptul că tot ce se întâmplă are un impact. Dar e foarte important de precizat, că menționai situații traumatice mai devreme, e foarte important de menționat faptul că nu orice situație dificilă, nu orice stres al mamei, nu orice gând negativ al mamei, nu orice stare emoțională dureroasă a mamei impactează în mod irreversibil și grav copilul. Copilul, da. E nevoie, să spun așa, sau traumele intrauterine se produc atunci când există un stres consistent, persistent, repetat sau situații de neglijență sau... situații dificile de viață, dar care se produc, cum să spun, cu o frecvență foarte mare și în mod repetat, încât copilul nu se poate adapta la ele. Da? Deci nu orice nivel de stres este traumatic, nu orice stare emoțională a mamei. Și cred că vreau să spun de acum să nu uit, un lucru esențial este ca copilul să simtă conectarea cu mama. Chiar dacă mama trece prin situații emoționale dificile, pentru că nu ai cum să controlezi asta. Poate că în viața mamei apare un stres, poate că apar pierderi. Și atunci părinții ce pot să facă? Nu pot să facă decât să facă față. Dar e important să rămână conectați la copilul lor, să-i vorbească. Exact asta am vrut eu să punctez și ai punctat înainte, să-i vorbească, pentru că am auzit și acest lucru în urma unui mic șoc emoțional, cât de important este să mămica își mângâie burtica și vorbește cu copilul. Asta este important și din punct, mai ales din punct de vedere emoțional. Chiar dacă în primă fază cineva ar avea primul imbol de a spune ce e asta. Cum să înțeleagă copilul ăla? Ba da, înțelege. Apropo de memoria celulară și de ce spuneai tu memoria prenatală mai devreme, el înregistrează tot. Și uite, aici fac referire la o altă carte din colecția Parentaj, de data aceasta, Bebelușul meu înțelege tot, al lui Aleta Solter, în care chiar în primele luni de viață, deși noi nu credem sau nu suntem puțin circumspecți referitor la capacitatea de a înțelege a unui bebeluș, el înțelege tot. Doar că nu se poate exprima și am discutat noi legat de plâns. Faptul că plânge este singura formă în care el comunică, de fapt, prin plâns. Și chiar plânsul este, să spun așa, o formă aproape ultimă a bebelușului de comunicare, pentru că el încearcă și comunică non-verbal. Și de eliberare. Până să înceapă să plângă. Da. Și de eliberarea stresului și a tensiunilor, da. Pentru că și în cazul lui, da, vorbind de viața intrauterină, dar și după naștere,
el are ceva de comunicat și se adună stres și stresul acesta trebuie eliberat, da? Noi ca adulți, să spunem, avem emoții negative pe care uneori nu le putem gestiona cum trebuie, da? Și avem niște accese de furie. Și el are niște tensiuni și un anumit stres care trebuie eliberat. Și cum poți să-l eliberezi decât prin plâns, pentru că e singurul lui mijloc de a comunica? Sigur. Pentru bebeluș, foarte important este ca mama să-l poată vedea ca o ființă umană. Încă de la început. Adică mama însărcinată să se poată, și tatăl de fapt, vorbesc mult de mamă, dar nu le excludem pe tată, pentru că el are un rol foarte important alături de mamă în relația cu copilul, și în naștere, și în sarcină, și după. Mama să poată să păstreze această atitudine de ca și cum îl poartă deja în brațe. Adică este în burtică, dar e ca și cum în brațele ei copilul real. Sigur că nu este ceva ușor de făcut. Depinde foarte mult și de povestea mamei, de concepția copilului, de multe lucruri. Poate fi dificil pentru mamă să se conecteze cu copilul și îmi vin în minte acum situații în care poate copilul a fost nedorit. Atunci, sigur, pentru mamă este într-un fel, sarcina este într-un fel traumatică dacă nu primește un ajutor și o susținere specializată. Pot fi situații în care mama a pierdut bebeluș înainte, sarcin, cum se spune de obicei, cu părinți care se străduiesc să aibă un copil și trec prin niște suferințe îngrozitoare pierzând bebeluș și apoi nu se mai conectează cu propriul copil din teamă. Astea chiar le putem numi traume, pierderea sarcinilor. Sigur, sigur. Și ăsta e chiar un subiect destul de puțin discutat, mult prea puțin, sigur că e foarte dureros să vorbești despre asta și de multe ori nu ne uităm la situațiile și nici, să zic așa, zona medicală nu e foarte pregătită să asiste mamele care pierd sarcini. Dar se întâmplă foarte frecvent, adică eu întâlnesc din ce în ce mai mult părinți care, și mame care au trecut prin experiența asta și nu se pot, cum să spun, rămân cu niște dificultăți în a se conecta pe parcursul sarcinii la propriul copil, în a trăi experiența nașterii ca una pozitivă și apoi după naștere în a se conecta la propriul copil. Deci este și ăsta un subiect care necesită atenție, pentru că a pierde o sarcină înseamnă a pierde un copil, de fapt, indiferent de vârsta sarcinii. Asta e important de spus, pentru că părinții se raportează la copil după concepție ca și la o ființă umană și așa e bine să se întâmple. Legat de cum este trăită nașterea și impactul pe care îl are asupra copilului. Și aici e un lucru important și cartea asta este foarte frumoasă așa și accesibilă pentru părinți. În ideea de a înțelege că a avea o naștere conștientă înseamnă a te pregăti psihic, a fi prezent. Și a fi flexibil, aș zice, și ăsta e un aspect important. Adică ne dorim un anumit tip de naștere și ăsta e un subiect foarte important acum, pentru că sunt mulți părinți care își doresc o naștere foarte frumoasă a copilului lor, cât mai naturală și mai sănătoasă. Dar e important să nu ne agățăm de o idee, de un plan fix, pentru că nu putem controla tot. Și a fi conștient înseamnă a fi în prezent și a fi în prezent înseamnă a fi flexibil, adică a mă adapta. Și de fapt asta presupune, nu, până la urmă, și rolul de părinte. Oricât mi l-am structurat noi înainte, până nu te întâlnești cu copilul real și până nu trăiești zi de zi alături de el, nu ai cum. Eșuează de obicei părinții care își fac un plan despre cum vor să fie ei ca părinți. De multe ori copilul demontează complet acel plan. Adică trebuie să fii conștient și prezent cu fiecare zi alături de copil, începând de la momentul concepției până când, eu știu, pleacă de acasă sau devine adult și atunci e o provocare.
Dragii noștri, am vorbit astăzi despre un subiect foarte interesant. N-am mai discutat despre acest subiect până acum, deși unele subiecte noi le-am mai repetat. Mindfulness, în colecția Mindfulness, nașterea conștientă, antrenarea minții, a corpului și inimii înainte și după naștere, de Nancy Burdick. O carte aflată în campania Regăsirea copilului interior, calea către un sine conștient, și am avut-o alături de noi pe Simina Angelescu, psihoterapeut cu specializare în psihologie perinatală. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit. Mulțumim foarte mult, Simina, și noi ne vom da întâlnire la o nouă ediție, un nou episod a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi minunată și lectură plăcută, dragi mămici. La revedere! La revedere!